Sâmbătă, 13 iulie, centrul orașului va fi închis pentru că din piața primăriei se va da startul trofeului Mușcelului 2013, un concurs de mountain bike înscris în calendarul campionatului național, la start aliniindu-se nume sonore ale ciclismului autohton. Traseul este unul spectaculos, cicliștii vor avea de parcurs 54 de kilometri, iar punctele de maxim interes sunt vârfurile Strâmtu și Lalău. Grupul de cicliști va fi condus de o auto specială a Poliției Rutiere Câmpul Lung, în timp ce agenții poliției locale se vor ocupa de asigurarea liniștii și ordinii în cadrul evenimentului. Începutul lor va fi în data de 13, când în zona Câmpul Lung se va desfășura un concurs de mountain bike, unde primăria este parteneră în colaborare cu Clubul Riders Club, trofeul Mușcelului 2013, unde vom asigura împreună cu Poliția Națională, serviciu rutier, vom asigura toate cele necesare, bunii desfășurări și sperăm să fie o participare cât mai mare și publicul din Câmpul Lung să bucure de acest eveniment.